filmări, lucruri diverse, personaje opuse, adică în afară de Roxana o să mai lucrez la încă două personaje care nu au nicio treabă cu Roxana. Am de jucat și ceva, am de jucat și o comedie și sunt foarte fericită și ceva dur. Da. Despre care n-ai voie să vorbești. Aș putea doar să spun că e vorba despre o mamă care are și o fată care a suferit foarte mult, adică e ceva diferit de unde Roxana era personajul naiv, acum eu să joc mama care are între timp o fată care a crescut și suferă din cauza fetei ei. Deci e diferit complet. Da, nu o să mai fiu copilul, că Roxana e un pic copilul, o să fiu mama.